La mulți ani România, la mulți ani români! Bun găsit la știrile orei 15! Astăzi, 1 decembrie 2020, românii de pretutindeni sărbătoresc 102 ani de la Marea Unire. Dacă până anul trecut paradele militare și aglomerația erau nelipsite în Râmnic, de această dată primirea onorului militar, salutul drapelului de luptă și intonarea imnului național s-au desfășurat într-un cadru mult mai restrâns. Astăzi, 1 decembrie 2020, românii de pretutindeni sărbătoresc 102 ani de la Marea Unire. Această dată, stabilită printr-o lege promulgată în 1990 de către fostul președinte Ion Iliescu, marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România în 1918. Câteva dintre principiile fundamentale ale noului stat român pe care Marea Adunare le-a proclamat sunt înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic în toate aspectele vieții publice, libertatea presei, exprimarea liberă a tuturor gândurilor omenești. Dacă până anul trecut paradele militare și aglomerația erau nelipsite, de această dată primirea onorului militar, salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național și oficierea serviciului religios s-au desfășurat într-un cadru mult mai restrâns. La evenimentul care a durat mai puțin de o jumătate de oră au participat autoritățile locale, înalt preasfinția sa Varsanufie, parlamentari și câteva zeci de cetățeni. Cel mai important moment din cadrul ceremoniei de 1 decembrie îl reprezintă omagiul adus tuturor eroilor neamului care au făcut posibil ca acest pământ să ne aparțină nouă tuturor românilor. Evenimentul Marii Uniri a fost împlinirea unei dorințe mai vechi a românilor, care a fost posibilă grație unor abili oameni politici, dar și a celor care s-au jertfit pentru acest scop prea sfânt. Îi avem în minte pe cei 600 de mii de români care și-au vărsat sângele în primul război mondial, care și-au lăsat în grija lui Dumnezeu părinții, frații, copiii, dar și milioane de români care s-au avântat în luptă, știind că biruința nu poate fi izbândită decât prin jertfa supremă. După oficierea serviciului religios de către înalt preasfințitul Varsanufie, a avut loc depunerea coroanei de flori de către prefectul județului Vâlcea, Sebastian Fârtat. Acesta îi îndeamnă pe vâlceni să fie uniți în vremuri tumultuoase. Eu cred că trebuie să facem tot ce ține de noi, ca împreună, așa cum acum 102 ani înaintașii noștri au reușit să îndeplinească visul tuturor românilor, ca tot împreună să trecem peste aceste condiții grele și să ne revedem sănătoși într-un an mai bun, sper eu, la an. Încă o dată, la mulți ani tuturor românilor, indiferent de unde se află, un gând pios tuturor victimelor acestui virus și la mulți ani români, la mulți ani România. Deși puțini râmnicenii prezenți, atât cei mici cât și cei mari, și-au exprimat mândria de a fi români. La mulți ani! Din suflet, la mulți ani, deci am venit așa frumos îmbrăcată, pentru că sunt româncă și mi-e drag și iubesc România și iubesc pe toți cei din jurul meu, din viața mea și nu numai. Pentru asta și pentru că ar fi fost frumos să jucăm și o horă a Unirii, dar dacă acestea sunt împrejurările, astăzi ne mulțumim doar cu atât. Am avut o lecție de la grădiniță, am învățat ce ne-a dat doamna, ce reprezintă și drapelul nostru, fiecare culoare în parte și am venit pentru el. Și anul trecut a fost, îi place foarte mult această sărbătoare. Mi pare rău că din cauza contextul pandemiei în care ne aflăm, numărul persoanelor este limitat, trebuie să păstrăm o distanță socială și lucrurile nu sunt așa cum trebuiau să fie. Cu toate astea, ne-a făcut plăcere să fim părtași la acest eveniment. Și la mulți ani și dumneavoastră, numai bine. Cum spui, tati? La mulți ani!
În urmă cu un an, chiar în ziua de 1 decembrie, unul dintre cei mai vârstnici veterani de război din România, Emil Vețeleanu, a avut parte de un moment de umilință din partea majorității oficialităților și a participanților la evenimentul dedicat Zilei Naționale a României în Râmnicu Vâlcea. A fost ultima paradă la care eroul a participat. În luna octombrie acestui an, iubitorul de țară ne-a părăsit. Astăzi dorim să-i aducem un omagiu. Într-o filmare care a stârnit indignarea publică pe rețelele de socializare, supraviețuitorul luptelor de la Cotul Donului, din timpul celui de-al doilea război mondial, stătea chiar acum un an în picioare lângă prefectul de atunci, Florian Marin, având în mâini un baston și un steguleț tricolor. Aproape toți cei care treceau prin fața sa îl ignorau complet. La scurt timp, într-un interviu oferit pentru Antena 3, eroul național declara: "Ziua de 1 decembrie a fost frumoasă, dar la urmă m-au cam umilit cei care au trecut pe lângă mine. M-au ignorat, nu m-au respectat, nu m-au salutat. Mă evitau. Mulți mi-au spus că de ce m-am dus la parada de 1 decembrie. Nu puteam să nu mă duc la Ziua Națională a României, o zi care trebuie respectată. Nu m-au băgat în seamă. Este vina lor pentru educația pe care o au. Nu respectă bătrânii, nu pe mine că am fost erou în al doilea război mondial." Parada din 1 decembrie 2019 a fost ultima pentru eroul nostru, care a murit în luna octombrie a acestui an. Meritele sale au fost tardiv recunoscute oficial de către autoritățile vâlcene. Emil Vețeleanu a primit diploma de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea în luna ianuarie 2020. Echipa Antena 3 Vâlcea și-a propus să-l cinstească astăzi, 1 decembrie, așa cum se cuvine, pe eroul Emil Vețeleanu, cel care a dat dovadă de eroism într-un război crunt și care reprezintă un exemplu de maximă implicare și iubire de țară. Născut în Copăceni, Vâlcea, pe 25 ianuarie 1919, botezat de Ighe Duca, a plecat la numai 20 de ani să lupte pe front, de unde s-a întors abia spre sfârșitul războiului. Înainte de a pleca la luptă, Emil Vețeleanu a urmat cursurile aceleiași școli superioare de arte și meserii de la Craiova, pe care a absolvit-o și marele sculptor Constantin Brâncuș. După război, a lucrat la Petrol, uzinele sodice Govora, și în învățământ. A cochetat cu sportul ca vicepreședinte al clubului sportiv de fotbal Chimia Râmnicu Vâlcea și cu muzica, fiind tenor în corul Olteniei. În urma sa au rămas două fete și un băiat, 5 nepoți și 4 strănepoți, o rentă de veteran de doar 1000 de lei și multe învățăminte pline de înțelepciunea celor 100 de ani de viață. Cei care îi ignoră pe acești eroi naționali uită că fără jertfa sutelor de mii de români din cele două războaie mondiale, nu am avea ce să sărbătorim de 1 decembrie. Ziua Națională a României reprezintă pentru român reconectarea la tradiții, este momentul când ne gândim la trecut și privim spre viitor cu speranță. Râmnicenii aflați la târgul de Crăciun au transmis urările lor de 1 decembrie. La mulți ani, români! Chiar și în vreme de pandemie, nu trebuie să uităm importanța acestei zile, Ziua Națională a României. Este o sărbătoare în care ne reconectăm la tradiții, ne gândim la trecut și privim cu speranță spre viitor. În târgul de Crăciun am întâlnit vâlceni care au dorit să transmită mesajele lor pentru toți românii. La mulți ani tuturor românilor și să fim sănătoși! 1 decembrie, noi suntem români sau nu mai suntem? Unde nu putem noi să vorbim sau unde nu mai vorbim, să vorbească portul popular. Să fim mai buni, să avem credință, să avem încredere, să ne iubim noi pe noi și noi pe ceilalți și să mergem înainte. Să fim sănătoși, să fie sănătoși și să aibă încredere în tot ce fac. Sănătate! Sănătate multă! Sănătate multă tuturor! Mai mult la mulți ani România și mai ușor cu aglomerațiile. Echipa Antena 3 Vâlcea urează un călduros la mulți ani tuturor românilor. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem urmași ai lui Traian. Suntem! Simțim, gândim, trăim și iubim românește, cum niciunde în lumea asta nu se poate iubi.
Pentru a treia oară, colegul nostru Vali Conea a ținut să marcheze în mod simbolic Ziua Națională a României prin arborarea drapelului românesc pe vârful Țurțudanu, emblema localității Brezoi, la peste 600 metri altitudine. Odată cu el au fost ridicate și steagul Uniunii Europene și, în premieră, cel al festivalului Open Air Blues Brezoi. Arborarea steagului național pe vârful Țurțudanu din localitatea Brezoi în preajma zilei de 1 decembrie a devenit o tradiție pentru colegul nostru Vali Conea, realizatorul emisiunii Destinații de Weekend la Antena 3 Vâlcea, precum și pentru primarul localității Robert Shell și directorul Parcului Național Cozia Pavel Prundurel. Anul acesta echipei i s-a alăturat și Mihai Mugescu, organizatorul Open Air Blues Festival Brezoi, și nu oricum, ci cu steagul evenimentului muzical care face cinste localității. Aceștia au marcat și în acest an Ziua Națională a României în mod simbolic, urcând la peste 500 de metri altitudine pentru a înălța cele trei steaguri. Țurțudanu e emblema localității noastre, pe care, așa cum ne-ați obișnuit în fiecare an, îl vom onora aducând drapelul României și al localității sus. Da, păi am avut până acum două steaguri de purtat și le-am ținut domnul sus împreună cu dumneavoastră și cu mentorul Mihai Mugescu și Parcul Național Cozia cu domnul Pavel Prundurel, steagul României de 1 decembrie și steagul europene. Acum se mai adaugă un steag pe care o să-l ținem cât mai mulți ani sus. Un steagul care se Open Air Blues Brezoi. Domnul Vali, aveți steagurile. Aveți steagurile. Și începem, nu, desfășură Mihai, hai, hai. Okay. Steagul pentru început, drapelul României. Pelul, care va fi sus pe o lance, da? Și Mihai, e premieră, e premieră și sperăm să o ținem așa, din premieră în premieră. Vă așteptăm la Brezei. După un urcuș spectaculos pe cărări abrupte, Vali Conea și Mihai Mugescu au ajuns cu bine pe vârful Țurțudanu, acolo unde au așezat cu grijă cele trei steaguri, simboluri ale tradiției, istoriei și culturii românești. Salut de aici, de unde am înălțat cele trei steaguri, către Țara Loviștei, către Transilvania. Și facem o chiroată, avem culmile Doabrei, apoi Valea Lutrului încet, încet înspre înserare, se lasă și Ceața și Țurțudanu. Un salut de la soare și un salut de aici pentru toți românii. La mulți ani în România, unire pentru toți prin cuget și simțit, dar și prin muzică. La mulți ani! La mulți ani, România! Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți imediat analiza zilei moderată de Magda Popescu. La revedere!